este o mare cinste și o mare onoare pentru mine, ca în numele județului Constanța, să salut această 13-a ediție a festivalului Dan Moisescu de la Topalu, festival unic în România și credeți-mă că este unic atât prin locație cât și prin calitatea și prestația acestui festival. Uitați-vă și ascultați ce calitate și ce suflet românesc cântă aici la Topalu, cu cât suflet se cântă muzica populară românească și vreau pentru acest lucru să-i aplaudați pe toți concurenții. Acest lucru înseamnă că neamul nostru, sorgintea noastră, sufletul nostru n-a murit și n-a murit niciodată. Și nici măcar Elena Roizen n-a murit niciodată, chiar dacă nu mai este acum pentru noi, și v-aș ruga să o aplaudați pe Elena Roizen, privilegiatoarea muzicii Dobrogene românești. Și să vă anunț că există și un festival Elena Roizen la Ovidiu, pe care l-am făcut împreună cu autoritățile din Ovidiu. Aș vrea să nu vă lungesc foarte mult, pentru că vorba lungă este sărăcia omului. Aș vrea încă o dată să vă asigur că eu, în numele județului Constanța, sunt alături, împreună cu echipa Consiliului Județean Constanța, împreună cu primarii din județul Constanța, împreună cu domnul primar, primarul Murat din Topalu, împreună cu domnul primar din Hârșova, care este aici, și vă rog să salutați, domnul drag. Suntem aici lângă dumneavoastră, suntem cu sufletul lângă dumneavoastră, suntem cu administrația lângă dumneavoastră, suntem cu copiii noștri împreună cu copiii dumneavoastră de aici și să vă asigur că această 13-a ediție continuă și că sperăm împreună ca fiecare ediție să fie mai bună decât cea care a fost, mai proastă, mai bună decât cea care a fost și mai proastă decât cea care va veni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Yeah.
ajungem, doamnelor și domnilor, încet, încet, la locul 3. O să-l invit alături de mine pe scenă pe domnul Petre Paul Niculescu, directorul Centrului de Creație Constanța. Bună seara! Publicul nu e cald deloc în seara asta. N-am spus nimic deocamdată. Deci premiul 3 a fost acordat domnului Gabriel Luncu din Icoana Olt. Așadar, locul 3, Gabriel Luncu din Icoana Olt. Felicitări! Să rămâi ți-e drag și-n cinc vărador.